Puteți saltare la toți sus pe canalul Istoria Franței și astăzi eu vei face un video special pentru 25 de abonați. V-am zis în unele videouri că la 25 de abonați vei face un video cu Pompidou. Da, am zis, am aici o poză cu el. Nu prea mi-a ieșit bine, dar așa mi-a apărut la imprimantă, nu știu. Dar, așa mi-a ieșit, am făcut 25 de abonați, sigur, vă mulțumesc, deci vă mulțumesc, iuhu! Da, trebuia să ias pe fundal la edit, dar, mă rog, o să fac că, nu știu dacă o să vă mai cer așa cu abonați, ca să fac video speciale, că de data aceasta am strâns foarte târziu această sumă, că de la video cu Petain, nu știu, s-a strâns foarte greu, deci 5 abonați și gata, și îl făceam repede și acum vă mai cerem niște abonați și făceam un video cu Valerie și Scardestain, dar mă rog, o să fac și un video cu el. Bă, haide să mai stăm la vorbă și să începem. Da. Pompidou, Georges Pompidou, 1911-1974, a fost președintele Franței după Charles de Gaulle. V-am zis și în video cu Charles de Gaulle. A fost din 1969 până în 1974. A fost politician francez. Francez. Aici este o poză cu el când a ajuns președinte, că așa fiecare președinte francez era așa, dar nu știu dacă ce mai face acum, că văd că nu mai e. A fost politician, cu Charles de Gaulle, nu știu. Și în 1974 a murit la un hotel și în locul ei a venit Valéry Giscard d'Estaing. Cred că o să fac un video cu el. Și da, cred că video, după video ăsta, cred că o să fac un video și cu Giscard d'Estaing. Și da, a fost președintele Franței, politician, prim-ministru, nu știu. Nu prea știu bine, dar măcar știu despre ei. Știu că a fost numai președintele Franței, că am auzit la bunicul meu. Și din 1969 până în 1974, adică 5 ani, a fost președintele Franței. Da. Da, și cam atât știu despre el. A fost după Charles de Gaulle, l-ar fi cunoscut chiar. Și da, cam atât cu acest video scurt de istorie. Nu știu, ajung cam de 3 minute. Atâta știu despre Pompidou, în rest nu mai știu prea bine. Cred că după video asta să fac video cu Valéry Giscard. Da, cred că după video asta. Bun, cam atât cu acest video. Eu am fost Istoria Franței, v-ați fost cei mai tari. O să fac video-ul acesta când îl filmești cu Pompidou și cu Valéry Giscard d'Estaing, îl fac pe 27 iunie. Da, pe 27 iunie. Și da, cam atât cu acest video cu Pompidou. Eu am fost Istoria Franței, v-ați fost cei mai tari și ne vom revedea în video următor. Pa!